conferința anuală de presă Ce fim Trax for Trax. Ne bucurăm să fim din nou împreună, chiar și sub auspiciile regulilor în vigoare, pe care vă mulțumim că le respectați. Această conferință a devenit deja o tradiție pentru Ce fim Trax, pentru că ne dorim să împărtășim în fiecare an cu dumneavoastră rezultatele anului încheiat și strategia pentru perioada care urmează. Anul 2021 a fost din nou un an cu provocări și cu schimbări. Și asta ne-a testat din nou agilitatea și reziliența. Răspunsul Ce fim Trax la aceste provocări a fost unul orientat către dezvoltare și către găsirea de oportunități. Am alături de mine echipa întreagă de management Ce fim Trax pentru a detalia fiecare linie strategică pe care vrem să vă o prezentăm astăzi. Tot acest plan de dezvoltare vine într-un context de maturitate al companiei, la aniversarea a 25 de ani de la înființare. Programul de astăzi este împărțit în două secțiuni, o parte comercială și o parte strategică. În partea comercială vom avea o viziune a evoluției for Trax la nivel internațional, oferită de Corai Fivet, Managing Director Eastern Europe and Balkans, din partea for Trax. Urmând după aceea, la nivel național, să facem o incursiune în piața de vehicule comerciale mai mare de 16 tone, în care voi fi însoțită de colegii mei de la vânzări, Gabriel Tudor, director vânzări for Trax, Virginia Răducu, senior manager vehicule specializate și Paul Drănicianu, director de viziune vehicule rulate. Stefano Albarosa, CEO Ce fim Trax, va face un overview al anului 2021 și o scurtă incursiune în viziunea 2022. Trecând la partea strategică, partea de servicii After Sales va fi prezentată de Ionel Bălașa, director After Sales. Robert Maștei ne va prezenta direcția de dezvoltare a serviciilor financiare, Robert Maștei fiind Chief Strategy Officer și Sales Finance Director, iar Stefano Albarosa, CEO Ce fim Trax, va reveni cu previziunile pe termen lung și rezultatele financiare ale anului închis. Îl invit acum pe Corai Chiuvet pentru a ne face o incursiune în planurile de dezvoltare for Trax la nivel internațional. Corai, please! Very much. Good morning. Welcome all. It's a great pleasure. After 2 years physically coming together, it was this very same hall, as far as I remember, in 2020, right before the pandemic. And the good old days are coming back, hopefully. So today, I'd like to give some brief information about the global operations of for Trax and the overview of the company in the recent period. So first of all, company overview. As you're aware, for Otosan is the producer of for Trax. Since we are having this event before the official numbers were announced by Ford Otosan, I can present only the 2020 figures, but 2021 will be coming in a short while. So the production capacity of the company is 460,000 units, including the Ford heavy commercial vehicles, and net sales $7 billion. Export of this $7 billion is approximately $5 billion, and our employment number is more than 13,000. What I can say is, for 2022, the capacity numbers will be going higher. A main update about us, our company, is Ford Otosan is becoming electric vehicle hub of Ford. Today, the first electric commercial vehicle of Ford, e-Transit, is being produced in our Kocaeli plants, and the Ford Transit Custom Full Electric will be following this product. About the global operations of Ford Trax. When I started working for this company in 2012, we were working in 11 countries overall, globally, let's say. And with the expansion of Eastern European network, where in 2017 Romania joined us, till now we have managed to reach 45 countries, including some Western European countries that I will present. And in 2 years from now, our aim is to reach 55 countries, which is our preliminary plan at the moment. As you know, in 2019 we have completed the Southern Europe part, Spain, Portugal and Italy. In 2020-2021 period, we launched Belgium, Luxembourg, Germany and then France. And the last phase will be remaining part of Benelux, which is Netherlands, remaining part of DACH region, Switzerland, Austria, and then the Nordics. So today we are in 45 countries, where in 2 years' time we will be 55, and 80% of our sales, total production, will be going to European countries. Germany,
with our new distributor, which we launched in October. We are now end of last year. We are active for sales for 15 locations and 25 locations for after sales. And end of 2022, we are aiming to reach 50 service locations to support our international wholesalers. We launched our France distributorship in November in Solutrans exhibition. And today, in 21 locations, we are active supporting our customers. And within a year and a half period, we are willing to add another 12 locations in this network. Setting up the after sales network in Europe was the fundamentals of being close to our customers, supporting the customers. The secondary level, which is essential by now, is more technological features like connectivity. Today, what we can do with our connectivity platform, ConnectTrack, is we are updating the software without coming to the service over the air when necessary. We are detecting the errors remotely. And if it's a critical one, we are informing the home dealer to contact with the customer and the driver to reach a service point for support. Driving tips and evaluations, not only for the driver itself, it's available on the cluster anyway, but we are providing this evaluation and tips for the fleet managers as well. They can see in the ConnectTrack portal. And actually, we are willing to do a pilot in 2022 in Romania, creating more customized reports for Romanian fleets and providing customized trainings for those who need to improve their way of driving. That will dramatically improve the total cost of ownership. And of course, the remote control functions with the My4Trax application, which drivers can use. In the medium term, actually, let's say short term, we are developing, which is going to be this year, predictive and preventive maintenance. This is again a data analytics function that we are willing to identify before the breakdown happens using the data that we are having and informing the fleet manager, of course. Remote tachograph data reporting. It is downloading the data and also visualizing it. We know that this is essential for international hauliers, especially with the new mobility package one. They exactly need to know when the truck crosses which border and how many hours a driver drives in which country, because they are paying according to this regions. This is the mobility pack mandates. So that's why we are starting the test period within this quarter. And during the year, we will be starting this service again. And one last feature we are willing to launch is roadside assistance communication directly through the My4Trax application by the driver. So using the internet, not the regular line. As Ford, globally, we aspire to be carbon neutral by 2050. But Fortrax is a part of the commitment of the European manufacturers, for European heavy commercial vehicle manufacturers, to be carbon neutral by 2040. Our vision is to provide sustainable transportation solutions to our customers, which is now requiring electrification. That will be in the medium term, followed by hydrogen technologies for longer distance. And of course, for the future, we are working on autonomous technologies as well. As part of these studies, as a solid outcome of these studies, we will be communicating about our first fully electric truck during the year. And our plan is to let our Romanian clients see this particular vehicle, the prototype, first in Europe. Vom reveni acum pe plan național și o să facem o incursiune în piața de vehicule comerciale mai mari de 16 tone. Analizele prezentate sunt pe baza rapoartelor VCPIV lunare. Uitându-ne la piața totală de vehicule comerciale, anul 2021
a însemnat o creștere de 37,4%, adică un volum total de 6.268 de unități, ceea ce înseamnă o apropiere de volumele care eram obișnuiți până acum 2 ani. Sigur, raportarea se face la un an foarte dificil, 2020, un an atipic. Piața astfel se adaptează contextului și vom vedea, uitându-ne de analiza POT pe fiecare jumătate de an, cum fluctuațiile depind foarte mult de ceea ce se întâmplă. Analizăm permanent și din scurt, la fiecare jumătate de an, evoluția brandurilor și evoluția market share-urilor. Pentru noi este important pentru a vedea care este puterea de adaptare a fiecăruia la contextul în care se situează, toate schimbările pieței care intervin în acel moment, sigur impactează vânzările și, bineînțeles, cota de piață. Ford Trucks are o evoluție constantă de-a lungul anilor, începând cu 2017, ceea ce ne face să lucrăm în continuare la puterea noastră de adaptabilitate în contextul economic. Vedem că unele branduri au fluctuații mai mari, altele evoluție constantă, depinde de situația în care se află și adaptarea la contextul din acel moment. Un top la sfârșitul anului arată creșterea a trei dintre branduri, MAN, Ford și Iveco, ceea ce sigur o să vedeți în evoluția marcișelor la nivelul anului este relevantă în contextul total. Însă este important în contextul adaptării punctuale. Vorbind de evoluția marcișelor și de evoluția constantă, aceasta este situația pe cele trei segmente în care suntem reprezentați în piață. Vehicule specializate, vehicule pentru construcții și autotractoare. Două dintre segmente ne sunt deja familiare și la vehicule specializate anul acesta suntem lideri absolute întreg segmentul. Vehicule de construcții continuăm să fim lideri în 2021, iar în segmentul captractoare începem să câștigăm experiență și cotă de piață, ajungând pe poziția 7 din 9. Această împărțire pentru noi este importantă în prezentarea de mai târziu, o să vedeți că segmentarea pieței și mixul de produse nu este unul favorabil acestei împărțiri pe segmente ale Ford Trucks. Practic, cele două segmente în care suntem lider, cel de construcții și cel specializate, sunt și cele mai slab reprezentate în tot mixul. Vom vedea că segmentul de autotractoare, deși avea oricum o proporție foarte mare, a și crescut foarte mult în acest an. Mix nefavorabil în evoluția noastră în contextul creșterii pieței. Vedem că diferența între 2020 și 2021, care s-a văzut și în volume totale, se vede și în proporțiile pe fiecare segment. Practic, segmentul de captractoare este cel care a crescut cu o proporție foarte mare. Din total, creșterea pieții, 90%, a reprezentat creșterea acestui segment. Creșterile pe cele două segmente construcții specializate fiind mult mai mici, de 9% la construcții și de aproape 1% la specializate. Ford Trucks este lider în cele două segmente pe care le vedeți cel mai puțin reprezentat în această reprezentare. De aici și menținerea cotei de piață și nu creșterea în ritmul acesteia. Vorbind despre cota de piață a anului 2021, ne menținem în același range cu 2020, reprezentăm 11,5% din piața de vehicule comerciale, o piață care, deși a crescut considerabil, cum v-am spus, mixul de produse pe care le reprezentăm ne-a făcut să apărăm această cotă de piață, de care de altfel suntem și foarte mândri. Pornind de la reperul anului 2021 de 6.268 de unități, estimăm două scenarii, unul optimist și unul pesimist, în funcție de cum se va adapta situația producției și situația internațională economică. Cel conservator, cum îi spunem noi, celui pesimist, este de 6.350 de unități, iar cel optimist de 6.650. Toată această piață fiind practic guvernată în acest moment de disponibilitate și nu de cerere. Raportarea noastră în tot ceea ce veți vedea mai departe ca și forecast pentru anul viitor se face la un scenariu mediu,
practic încercând să balansăm toate schimbările care se vor întâmpla în anul acesta și să ne adaptăm la ele. Aici închei prezentarea pe scurt a pieței, urmând colegii mei din vânzări să intre în detaliu pe fiecare segment. Dar până atunci îl invit pe Stefano Alvarosa să ne prezinte strategia pentru 2022 și cum s-a încheiat anul 2021. Stefano Baroza și am plăcerea de a fi lider din această echipă de manageri din Mads, care o să vedeți în ziua de astăzi. 2021, aș spune că a fost un an foarte, foarte important pentru noi. A fost un an de creștere. Cred că am evoluat foarte mult, nu numai ca firmă, dar și ca echipă de management. A existat o creștere importantă în toate segmentele de business. A început un program de expansiune destul de puternic de rețea proprie de service. Eu cred foarte mult în proximitate către clienții noștri. A existat un proces de digitalizare al toate proceselor noastre intens. Am investit foarte mult timp și resurse pentru a putea face firma noastră paperless. Ideea este că toate informațiile pentru toate persoane interesate, care nu sunt numai angajați și management, dar și clienți și furnizori și băncile, ar trebui să fie accesibile în mod transparent online. Și am început o etapă foarte importantă de startup de servicii de finanțare al vânzărilor. Așa cum spus, e un an prin care desigur nu ne vom plânge. Creșterea a fost substanțială, peste 30% la vehicule noi, de la 563 la 756 de bucați, 13% la vehicule uzate, până la 550 de bucați, 12% în serviciile noastre, cu 135.000 de ore de manodoperă facturate către clienții noștri, o cifră afacere de piese la piese de schimb de peste 7 milioane de euro și dublare de rețea de servicii proprii, de la 4 unitate la 8 unitate, și o creștere de aproximativ 25% din colectivul nostru, de la 270 la 336 de angajați. Noi credem foarte mult în a fi aproape de clienții noștri și ne bucurăm cu faptul că cu Ford, atât rețea de punct de vizare, care este marcată cu brandul Ford Truck, cât rețea de service, acoperă practic întreaga România. Parțile neacoperite sunt mulți. Și obiectivul nostru este să fim nu mai mult de 100 de kilometri din orice loc în care totul se afla o mașină noastră cu probleme. Eu cred că apropierea de clienții noștri în segmentul de vehicule comerciale nu este un segment tehnologic, nu este o activitate care se desfășoară online. Proximitate, apropiere, o rețea de servicii puternică, consilier de vizare, peste tot sunt cheie. Digitalizare ce înseamnă? Platformele de vizare, să fie toate informațiile comerciale online. Asta, într-adevăr, este parte din afacerea noastră, că poate să fie făcut după un ecran. Și avem platforme de vizare foarte avansate și foarte active. Nu sunt numai de prezentare produselor, sunt chiar de interacțiuni. Sisteme deschise pentru client, adică pentru interacțiune rapidă, clientul trebuie să știe ce se întâmplă. De la programarea de la un camion la un service sau când camionul este reparat, sau cât au fost cheltuielile de întreținere și mentenanță în anumită perioadă de timp, sau informațiile despre stadiul în care se află proces de finanțare al nouului contractului. Și asta e enfatizat, bineînțeles, în tot modul de aplicație de CRM, Customer Relationship Management, și, bineînțeles, o prezență online clasică de promovare, adică să fim nu numai pe website, dar pe toate rețelele de socializare, să avem o comunitate foarte activă de utilizatori de produse Ford, din cine interacționează cu noi. Și în sensul ăsta, cred că rezultate sunt vizibile. Avem niște statistice de vizitare și de publicare sau de repostare articolele noastre destul de importante și ar fi spus între cele mai bune din segmentul nostru. Noi chiar credem în platform. Credem că procesul ăsta de digitalizare un proces care vom vedea recurent din toate prezentările. A fost un an foarte important pentru că prima oară din 2006, când ca grupul am vândut activitatea noastră de vizare către Iveco, am început activitatea de sales finance. Bineînțeles, a fost o fază de startup 2021 și am făcut exercițiul acesta printre activități. Activitatea de închiriere,
în special pe vehicule municipale. Avem un portofoliu de aproximativ 40 de bucăți în chirie în momentul de față. Activitate de vizare rate, în special pentru vehicule uzate. Vehicule uzate, atât când depășește 7 ani sau când valorile sunt foarte mici, vorbim de vehicule de 10-20 de mii de euro, devine mult mai ușor un plan de finanțare de plată în rate decât un plan de finanțare prin leasing sau prin o finanțare clasică cu credit bancar. Și ne-am structurat să servim clienții în sensul acesta. Dar s-a început și un proces mult mai important de colectare de date și de suport aprobare pentru leasing clasice, leasing financiare și leasing operațional. Nu intru în detalii pentru că există întreaga prezentare, parte din prezentare despre aceasta, dar am intermediat 80 de camioane în acesta, însemnând aproximativ 15% din mizaje realizate. În prezent, aproximativ, dacă ne uităm la profitabilitatea totală al grupului nostru, 85% e reprezentată din activitatea de mizare, de vehicule noi, mizare de vehicule uzate și mizare de vehicule specializate, aproximativ 10% din servicii post-vizare și o cotă foarte mică, 5% din serviciile financiare. Așa cum am spus, am început, a fost un început foarte timid. Dacă ne uităm cum o se evoluează, din păcate, preconizam că nu mai mult de 35% din marja noastră voi fi generată din activitatea de vizare. Asta se datorează la un segment extrem de competitiv și dinamic și faptul că accesibilitatea la informații acum e peste tot, adică pentru un client astăzi e foarte ușor să facă un benchmarking de produsele noastre cu 10 branduri în 30 de minute. Și bineînțeles avem toți competitorii noștri că vrea să fie mai agresive în cam toate segmentele. Și atunci, acest 85% se va micșora la nu mai mult de o treime. Servicii de post-vizare, after sales, bineînțeles, o să aibă un castig, destul de important, de 50%, de la 10% la 15%. Asta se datorează faptului că, bineînțeles, volumul de vizare e un volum foarte important, precum un volum de servicii, e un volum relativ mai mic, o reparație poate să costă 1.000 de euro, un camion începe de la 75-80 de mii de euro. Unde vedem mare diferență este în serviciile financiare. Eu cred că până la sfârșitul perioadei aceasta, peste 50% din venitorii noastre vor fi din serviciile financiare. Serviciile financiare nu sunt numai, pentru că nu concuram cu bancii, nu sunt numai împrumutat de banii către clienți, dar sunt serviciile care o să ne ajută să accelerăm vizarele. Și atunci mare provocare cu care ne-am confruntat cu toți managerii noștri este cum trecem vii din paradigmul actual la paradigmul viitor. Și din acest brainstorming a ieșit o mulțime de idei care vom prezenta. E o schimbare absolut majoră. Eu cred că e cea mai mare schimbare din ultimele 20 de ani. Eu personal nu cred că va exista. Eu cred că activitatea de trading, de vizare, voi deveni numai un spinner, adică un fel de injection, adică un startup din modelul de business. Nu voi fi modelul de business în sine. Și firmele care se bazează numai pe activitatea aceasta, eu prevăd că să nu aibă niciun viitor. Pentru că nu suntem departe de când producători voi face acest proces de vizare direct. Deja foarte mulți sunt implicați și atunci rolul de dealer e un rol care se voi așeza aproape în integrime, în valoare adăugată care dăm la client, în afară din pur și simplu faptul că le aducem un camion de la un producător. O să prezint acum pe Gabriel, este directorul nostru de vizare. Numele meu este Gabriel Cuntor. Am acceptat o provocare pe care mi-a dins-o Stefano să ocup poziția de director de vânzări și în principal să mă ocup de vânzarea de autotractoare. Autotractoarele care reprezintă, așa cum ați văzut și în prezentarea colegii mele, Raluca, 70% din total piață. 70% este o cifră importantă și pe prisma acestui fapt ne-am propus ca în 2021 să atingem o cotă de piață de 5%, lucru care s-a și realizat.
Am atins o cotă de piață de 5,5% dintr-un volum care a crescut cu 54%. Creșterea noastră a fost una importantă, substanțială, aș putea spune, de la 3,2% în acel pandemia în 2020 la 5,5% în 2021. Acest lucru l-a analizat prin targetarea clienților importanți. Fără să livrezi flote, nu ai cum să reprezinți ceva într-o piață atât de mare. Am livrat în 2021 peste 10 flote. Am realizat împreună cu un nou coleg pe care l-am cooptat în echipa noastră, persoana domnului Alexandru Troncotă, un trainer cu experiență, cu peste 12 ani de experiență în domeniul trainingului, și așa am reușit împreună cu el să intrăm în mai multe flote ale unor importanți clienți din această piață. Pentru gama mea de suflet, construcție, pentru mine a fost o mare dezamăgire. Am condus timp de 9 luni de zile în 2020, iar în ultimele 3 luni am pierdut leadership. Dar am ținut să revenim pe aceeași poziție pe care am ocupat în ultimii 2 ani de zile. Era al treilea an, era deja o confirmare, dar în 2021 am reușit să revenim pe poziția de lider de piață. Așa cum se vede, creșterea a fost moderată, a fost doar de 14%, iar noi am crescut de la 26% la 26,7%. Clasamentul vedeți, suntem în topul preferințelor clienților în ultimii 4 ani de zile, suntem din nou lider, ne propunem ca și pentru anul 2022 să fim lider și din ce în ce mai detașat. Pozițiile 2-3 se schimbă cam întotdeauna, noi vrem să ocupăm doar poziția numărul 1. Gama de construcții, ce am făcut în 2021 să reușim, așa cum am spus și mai devreme, a fost să fim mai aproape, să fim prezenți cu un serviciu foarte important în acest domeniu, servisul. Mulțumim domnul Ionel Bălașa, care încă mă mai suportă după 3 ani de zile. Cei mai mulți oferă, să spunem, camioane, toată lumea oferă camioane. Noi trebuie să oferim servicii, trebuie să fim la un clic distanță de client când a sunat, să ne ducem peste el sâmbătă, duminica, să rezolvăm problema. Când stă un camion de construcții, îi stă întreaga producție. A stat camionul, poate să toarne asfaltul, a stat camionul, poate să care balastul în șantier. Suntem aproape de clienții noștri și prin partea de service, dar și prin partea de training specializat pentru șoferi. Consumul de combustibil a devenit ce în ce mai problematic, iar economia per total este adusă de șofer. Analiză evoluție Fortrax 2021. Așa cum se vede de la data la stânga, într-o piață de 6.000, aproximativ 300 de unități, 70% este reprezentată de autotractoare, gama Hevion. Partea de specializate este reprezentată de 10%, iar partea de construcții de 20%. În schimb, mixul nostru de produse este mult diferit, de aceea ambiția mea personală este să atingem 70% pe gama de internațional autotractoare, să atingem în continuare Virginia să-și mențină în poziția să-și oprească de 20%, iar pe partea de construcții să fim undeva la 26%, cred că suntem și în prezent. Suntem numărul 1 din 9 pe partea de construcții, numărul 1 din 9 la specializate și 7 din 9 la autotractoare. Evoluția vânzărilor Fortrax 2018-2021 față de primul an în care am intrat, despre mai cu dreptul, avem o creștere constantă cu ajutorul întregului colectiv, întregului suport al serviciului și al serviciilor de finanțare pe care le-am introdus în a doua jumătate a anului trecut, ne propunem să fim unde am propus, în primii 3 până în anul 2025. Ca și target, toate că anul trecut am vândut 752, anul acesta ne-am propus 725, tocmai prin prisma faptului că toată industria suferim și noi prin lipsa componentelor. 725 este un target realizabil pe care îl vom duce la bun sfârșit. Ca și obiectiv pentru 2022, așa cum am spus, ne-am propus să ne menținem pozițiile de lider pentru construcții și specializate și să creștem cu încă aproximativ 50% cota de piață pe autotractoare. Strategia pentru 2022, să ne atingem aceste obiective, avem nevoie de vânzări eficiente, să ne menținem volumele, să fim prezenți gama de specializate și în dezvoltarea gamei. Mai multe servicii cu valoare adăugată pentru clienți sunt, așa cum am spus, serviciile financiare, cele care din ce în ce mai mult fac diferența. Cum a spus Ștefan, vom crește de la 5% la 50%. Vine clientul și pleacă în maxim 2-3 ore cu camionul.
Asta este ceea ce, ce ne-am propus pentru viitorul apropiat. Serviciile de after sales și digitalizarea informațiilor. Un sistem integrat CRM în care să avem acces la orice informație instant. Trebuie să fim vigilenți la poziția de piață. Așa cum am introdus în urmă cu 2 ani de zile, Fortrack este deja un brand de casă și este în continuă creștere. Am luat pe multă lume prin surprindere și în continuare ne propunem să facem același lucru. Să surprindem plăcut. Fidelizarea clienților, acțiuni dedicate nevoile acestora. Ne propunem să ne mărim cu un al doilea demo driver. Am văzut că este un program de succes și ne dorim să fim din ce în ce mai aproape de clienții noștri, să îi ajutăm în a obține rezultate spectaculoase. Un program de fidelitate și extinderea rețelei de service, care, așa cum a spus și Stefano, este foarte important să nu fim la o distanță de mai mare de 100 de km de orice camion Ford. Mulțumesc frumos! Am reușit anul acesta, în 2021. Judecând după rezultate, este evident că ceva facem bine. Dar cum am ajuns aici? Am proiectat produsele împreună cu colegii noștri din service și colegii noștri de la Ford, din fabrică. Am beneficiat din plin de cei 25 de ani de experiență alături de clienții noștri, petrecut umăr la umăr cu ei, atât în perioadele de boom economic, cât și în criză. Am exportat experiența acumulată către toate serviciile noastre partenere, să ne poată ajuta în orice moment. Am inventat produse noi, ne mândrim că noi, echipa din România, am reușit să îi determinăm pe colegii noștri de la fabrică să modifice și chiar să dezvolte vehicule noi adaptate cerințelor clienților din România și le mulțumim pe această cale că ne-au ascultat, au crezut în noi și au dezvoltat în timp record. So, thank you, Corai, for helping us, being with us all the time. Deoarece produsele noastre sunt fiabile și, după cum vă spuneam, beneficiem de servisuri foarte bine pregătite, care asigură mentenanță. Avem fitelatelere mobile care se deplasează în toată România. Am lansat și serviciul de închiriere, vehicule municipale, pe care dorim să-l dezvoltăm așa cum am făcut cu gama de vehicule specializate. Dar cel mai important este că ne considerăm clienții noștri, toți clienții noștri, ca fiind partenerii noștri, acesta oferindu-ne în mod constant un feedback din teren. Acest clasament ne arată că din 2018 până în prezent am reușit an de an să urcăm câte un loc, până când am reușit să fim pe primul loc, loc pe care dorim să-l menținem. În subcategoria vehiculelor municipale, din 2018 suntem lideri incontestabili. Anul trecut reușind să terminăm cu o cotă de piață spectaculoasă, spunem noi, de 63,4%. Gama de vehicule specializate a evoluat încă din 2018, când într-adevăr am dezvoltat mai ales produsul nostru vedetă, autogunoiera, urmând ca în 2019-2020-2021 să ne îmbogățim portofoliu de vehicule specializate. Proiecte noi din 2021, o să vă menționez doar două, sunt vehicule multifuncționale. Acest vehicul, de exemplu, pe lângă transportul standard de containere, iarna poate fi dotat cu sărăliță și lamă, iar vara cu cisternă și sistem de spălare și stropire în față. Al doilea proiect este o automăturătoare pe timp de vară, iarna se dă jos suprastructura și devine sărăliță și lamă și ajută la dezăpezit. Astfel de vehicule pot asigura nevoile unui client din domeniu pe tot parcursul anului. În 2022 prevăd un context similar celui din 2021, cel puțin până în Q3, iar pentru mine obiectivul principal este să ne menținem în poziția de lider atât în segmentul vehiculelor specializate, cât și în segmentul vehiculelor municipale. Sunt convinsă că în continuare vom găsi răspunsurile la întrebarea cum și ce trebuie să facem. Vom dezvolta proiecte noi de vehicule multifuncționale împreună cu colegii de la Ford. Vom oferi servicii optimizate pentru clienții noștri, atât servicii de închiriere, cât și servicii de finanțare. În plus, așa cum a menționat Corai, vom testa în România anul acesta compactorul full electric, de care sunt convinsă că vom avea rezultate foarte bune. Și nu în ultimul rând, vom rămâne foarte aproape de clienții noștri. Eu cred că succesul este să-ți pese de clienți, pentru că în tot ceea ce facem este vorba despre oameni.
În spatele acestor cifre spectaculoase pe care noi le prezentăm sunt gânduri bune, sunt emoții de toate felurile și interacțiuni umane. Vă rog să mă îngăduiți să le mulțumesc tuturor clienților noștri că au avut încredere în noi și au mers cu noi pe acest drum și împreună și ei și cu cei de la Ford am demonstrat că suntem o echipă puternică. Bună ziua! Mă numesc Paul Drăniceanu, sunt directorul diviziei de vehicule rulate și activez în CFR din 2001. Am 20 de ani, din care peste 20 de ani, în care am trecut de la poziția de vânzător, poziția de branch manager și am ajuns din 2012, mă ocup exclusiv de divizia de vehicule rulate. Divizia de vehicule rulate CFR acționa sub brandul CFR Trax. Este o divizie activă din 2004 și s-a ocupat cu achiziția și vânzarea de vehicule second hand. A fost la început un mic suport pentru vânzarea de vehicule noi și tot în acest timp am încercat să vedem nevoile clienților de vehicule rulate. Astfel, în 2011 am devenit un centru de profit cu o structură dedicată, cu planuri și acțiuni foarte clare, cu obiective și ținte asumate. Am înțeles, prin vânzarea de vehicule rulate, că decizia de a lua un vehicul rulat este diferită de decizia de a lua un vehicul nou, pentru că este luată sub impulsul nevoii imediate. S-a stricat un camion, un contract nou, a întârziat un camion sau diferită, o nevoie de creștere imediată. Și atunci am înțeles că disponibilitatea este cheia succesului în vânzarea de vehicule rulate. Astfel, în permanență, avem un stoc peste 2 milioane de euro, vehicule din toate gamele, pentru a putea veni în sprijinul clienților noștri. Considerăm că suntem un lider în trading-ul de vehicule rulate, pentru că un client nu cumpără doar un camion, sau cel care cumpără un camion rulat are nevoie să și vândă un camion rulat, are nevoie să dea un camion mai vechi, să ia unul mai nou, are nevoie să dea un echipament, să ia un camion. Cumva răspundem, spre deosebire de ceilalți trader de camioane, să zic așa, acestor nevoi. La noi clienții pot da mai multe camioane, lua mai puține, pot da mai puține și lua mai multe. Putem lua diferite game, putem face schimburi pentru a-i sprijini să-și atingă nevoile. Piața de vehicule rulate are clienți mai pretențioși, aș putea spune, decât de clienți de vehicule noi. Pentru că ei caută calitate foarte mare la un preț foarte bun sau cât mai mic. Și aici este tot timpul un paradox. Noi am încercat să oferim prin garanția de calitate CFI niște vehicule, în primul rând, la un preț corect, vehicule pentru proces de vânzare transparent, vehicule verificate, cu documente, astfel încât omul să fie sigur că dacă ia un vehicul de la noi, nu o să aibă problemă cu el, să-l matriculeze. Procesul de matriculare e destul de greu la un camion. Nu e așa ușor ca la un turist, să spun. La fel, clientul, dacă are o nevoie imediat după ce a cumpărat camionul, atunci suntem acolo și îl ajutăm cu intervenții, poate pe service sau poate îi schimbăm camionul. Am avut diferite cazuri de-a lungul timpului, dar tot timpul am fost alături de clienți. Ca și la vehiculele noi, și în partea de vehicule rulate, clienții au aceleași nevoi. Au nevoie să cumpere un camion, au nevoie de finanțare și au nevoie de post-vânzare. Pentru aici avem un serviciu care la fel putem oferi servicii de mentenanță sau garanție extinsă. Clientul poate beneficia în orice moment de anumite servicii din partea noastră. Pentru asta suntem pregătiți, avem o echipă de 20 de profesioniști, de la vânzători, de la achizitori, de la parte de suport tehnic, de la parte de logistică, pentru a putea pune la dispoziție cât mai rapid mașina după ce a făcut plata clientului. Modelul de business al nostru are trei direcții, să spun așa. Din 2017, de când vine efectiv camionul de Ford, platforma de trading este ne ocupă 45% din rezultate sau aduce 45% din rezultate, activitatea prin care schimbăm vehicule second hand cu unele noi Ford. Am reușit să facem asta anul trecut, cred că peste 250 de vehicule au venit în astfel de procedere. Independent de acțiunea de trading, avem acțiunea de trading prin care cumpărăm și vindem vehicule rulate. Căutăm să cumpărăm vehicule bune pentru clienți să le poată accesa imediat. O a treia parte, într-un procent mai mic din activitatea noastră, reprezintă consignația. Este un proces, să spun așa, prin care clienții își pot pune la vânzare vehiculele în parcul nostru după procedura ce vine, să zic așa. Noi avem o structură foarte bună, să spun așa, avem o platformă, parcare, vizibilitate online, experiență, portofoliu și o echipă de vânzători profesioniști care pot prezenta aceste vehicule. Toată activitatea de vânzări vehicule rulate este integrată cu celelalte, cu activitățile celorlalte divizii și se face printr-o platformă online pentru a avea un proces complet digitalizat. Trebuie să fim cât mai transparenți.
Am făcut acest site pentru a vedea cumva interdependența între cele două piațe. Piața de vehicule noi și piața de vehicule rulate. Piața de vehicule rulate reacționează de obicei mult mai rapid la toate schimbările din piață. Dacă uităm în ultimii 2 ani cu pandemia, practic piața de vehicule rulate a crescut mult mai rapid, dar anul 2021 aproape că s-au dublat cifrele față de piața de vehicule noi, deși a fost cerință în ambele părți. În ambele piețe. Grație serviciilor pe care le facem, aș vrea să și mulțumesc clienților noștri pentru că ne-au permis să ajungem în acest grafic, iar dacă în 2017 am plecat cu 255 de vehicule livrate și aproape 5 milioane de euro cifră de afaceri, în 2021 am reușit aproape să dublăm rezultatele. Am încheiat peste 548 de vehicule livrate și peste 10 milioane de euro cifră de afaceri. În permanență, nu ne limităm doar la camioane. Oferim clienților noștri toată gama de vehicule rulate. Autotractoarele reprezintă ca și dacă în piața de vehicule noi 75%, în mixul nostru de producție cam 45% din vehicule sunt autotractoare. Partea de construcții, autobascloane și autobetoniere, ocupă peste 23%, dar vinde și celelalte vehicule rulate, zic așa, inclusiv autoutilitare, echipamente sau chiar autobuze. Anul 2022 îl vedem cu o imensă provocare. Prima provocare pleacă de la creșterea foarte mare a prețurilor de vehicule noi, concomitent cu creșterea tenor de livrare, adică nici nu există vehicule. Și atunci, în permanență, am căutat să ne adaptăm, având în stoc vehicule disponibile imediat, autotractoare, autobetoniere, autobasculante. Foarte important este că interacțiunea între piața de vehicule noi și de rulate, nefiind mașini noi, nici mașinile rulate n-au mai venit înapoi, pentru că au dispărut contractele de buyback. Și atunci e clar că a scăzut disponibilitatea de vehicule uzate și pentru asta trebuie să aducem marfă în garantar, să spun așa, și suntem pregătiți pentru proiectele de achiziții atât din țară cât și de afară. Deși nu există produse, cerere există. Și atunci încercăm în permanență, tot așa să avem o să eficientizăm vânzarea, având vehicule gata de lucru. Căutăm vehicule gata de lucru pentru a scurta timpul de livrare, pentru a putea oferi clientului atunci ai nevoie, atunci ai de vehicul. Dacă l-ai ratat, e bun ratat, nu se mai întoarce la tine. Ce trebuie să știm într-adevăr, odată și cu dispariția vehiculelor, a crescut prețul, dar calitatea din păcate a scăzut. Pentru că nimeni nu bagă mai mulți bani într-un vehicul rulat, nimeni nu duce mai des în service. În schimb, cere doar mai mulți bani pentru faptul că nu mai sunt produse similare. Și în acest sens, ne-am pregătit cu o evaluare mult mai atentă a vehiculelor pe care le cumpărăm pentru a avea vehicule calitative la un preț corect. În ultima instanță, vrem ca anul acesta să implementăm o nouă platformă de vânzare, Marketplace, în care oamenii să-și poată prezenta vehicule pentru livrare și, bineînțeles, să facem două servicii complementare pe care facem închiriere de vehicule rulate, continuăm vânzarea de plată în rate și, bineînțeles, un serviciu nou de optimizare de flote, în sensul de om are nevoie mai multe mașini noi, mai multe mașini uzate, să analizăm cumva să putem înlocui, să diminueze sau să scăzcă numărul de vehicule în funcție de cât are nevoie. În 2022 ne propunem o creștere de 20%. Vrem să atingem 650 de unități și peste 12 milioane de euro cifră de afaceri. Bineînțeles, prin cele două servicii, făcând ce am făcut până acum, cred că am făcut bine, rezultatul arată că am făcut bine, și prin servicii complementare, cele financiare de care povesteam, și prin un proiect nou de achiziții, avem o echipă de achiziții care se acoperă întreaga țară, urmând să extindem și achiziții în exterior, în afara țării. Vă mulțumesc! Mă numesc Ionel Bălașa, sunt director After Sales în cadrul grupului CEFIN. Activez de aproape 23 de ani în echipa CEFIN și o să încerc să vă prezint obiectivele în segmentul de After Sales pentru 2022. Să-mi scuzați emoțiile, știți, After Sales întotdeauna e mai în spate, în față, este de obicei comercialul. Da. Așa cum știm toți, la achiziția unui camion, evident, clientul apreciază în primul rând, nu știu, brandul, prețul camionului, echipa de vânzări care este alături de el și a fost alături de el pe parcursul anilor de cât activează în piață, dar cu siguranță unul din elementele decisive este și calitatea serviciilor de după vânzare. De aceea încercăm permanent în serviciile noastre și rețeaua de service a ta noastră cu cea a partenerilor să oferim calitate în reparații, promptitudine și un timp redus de imobilizare. Ce ne propunem pentru 2022? E clar, obiectivul prioritar este extinderea continuă a rețelei. Vom activa în două direcții, o dată în rețeaua noastră proprie,
cât și în rețeaua de parteneri. În rețeaua noastră proprie credem cu putere în activitatea de multibrand. De ce credem cu putere în activitatea de multibrand? Pentru că a fi un service autorizat de producător îți permite o dezvoltare temeinică, îți permite un număr de ore în cadrul locațiilor, în cadrul serviciilor și fără un număr de ore de manoperă facturate, nu te poți dezvolta. Nu poți să crești, nu poți să ai puterea să-ți cumperi echipamente, nu poți să crești. Din punct de vedere tehnic, nu ai acces la informații tehnice de la producător și atunci sunt ferm convins și credem în activitatea de multibrand, multibrand oficială, nu numai cu autorizare de la organele competente de tip RAR, ci și de la producători în sine. Pentru rețeaua parteneră, vrem să continuăm dezvoltarea la fel, în ideea de a acoperi cât mai larg teritorial țara, să fim cât mai aproape de clienții noștri. La fel, suntem destul de selectivi, căutăm parteneri care sunt autorizați oficial pentru un anumit brand, tocmai pentru avantajele aduse de această autorizare. Aceștia știu despre ce e vorba în activitatea de service, știu că trebuie să respecte niște criterii de calitate impuse de producători, trebuie să aibă niște scule speciale în dotare, trebuie să cumpere aceste scule și să se prezinte permanent la cursul de pregătire. Dacă în 2017 ne uitam și ne gândeam că începem o activitate cu 3 servicii proprii și 3 parteneri care desisese în discuția să le prezentăm produsul Ford cu piață, un produs nou pe care nu-l cunoșteam nici noi foarte bine și nici ei și nu auzeră de ei, ne mândrim să vă prezentăm cele 26 de puncte, 26 vor fi la sfârșitul anului. Sunt 23 în acest moment, din care 8 sunt ale noastre, cele marcate cu portocaliu, este rețeaua proprie, iar cele marcate cu albastru sunt rețeaua de parteneri. Ce vrem să facem și care sunt pașii? Pentru Q1 ne-am propus Focșani și Brașov. Focșani este o nouă locație achiziționată, iar Brașov ne-a mutat într-o locație nouă, mult mai eficientă din punct de vedere spațiu de producție, spațiu tehnic, unde suntem, reprezentăm din punct de vedere service două branduri. Iar pentru sfârșitul anului suntem convinși că ne vom muta într-o locație nouă în Galați și vom deschide o locație nouă în Constanța. Aici mă refer la rețeaua noastră de servicii proprii. Pentru rețeaua de parteneri, avem în intenție încă două orașe, Vâlcea și Iași. Noi am pus aici Q2, probabil Vâlcea va fi în Q2, Iașiul cred că se va duce în Q3. Dar până la sfârșitul anului, cu siguranță, vom deschide și în Iași, pentru că avem deja o serie de livrări în zonă și e nevoie de un serviciu cât mai aproape acolo. Vreau să vă prezint câteva date operaționale, mai mult pentru a înțelege dimensiunea business-ului. Nu sunt selectate pe criterii de after sales foarte clare, adică probabil cineva dintre noastre care înțelege domeniul ăsta înțelege că 154.000 de ore de manoperă pe care ne-am propus să ne le facturăm în acest an în rețeaua proprie este un număr impresionant, e un număr destul de mare. E deja un număr industrial pentru un service, iar o cifră de afacere care a crescut constant din 2017-18 de la 9 milioane în 2020 spre 17 milioane, ca și cifră de afacere și turnover, la fel vă prezintă puțin business-ul de after sales din cadrul companiei. Piesele de schimb au evoluat și ele, este evident, de la 5 milioane în 2020, au fost undeva peste 7 milioane, 7 milioane 200 în 2021 și estimăm că vom ajunge cel puțin la 1,5 milioane în 2022. Cam atât am avut de spus. Vreau să mulțumesc în primul rând producătorului Ford Trucks, reprezentat aici de Thank You Parai, For You and For Your Team, pentru continuul update de care beneficiem din punct de vedere tehnic al echipei de producători din Turcia, cât și pentru permanenta lor preocupare de a dezvolta produsul, atât din punct de vedere estetic, cât și din punct de vedere conexiuni tehnice, care ajută foarte mult în activitatea de after sales, prevede anumite defecte, ne anunță din timp, scurtăm foarte mult timpul de imobilizare cu această acțiune de tip Connect Track. Evident, echipei de vânzări, pentru că fără echipa de vânzări care au pus în piață un număr impresionant de vehicule în acești 4-5 ani, noi nu reușeam să ne dezvoltăm atât. Și nu în ultimul rând, clienților noștri care au în continuare încredere în noi și care continuă să vină în service atât în perioada de garanție, cât și după garanție. În perioada de garanție, toată lumea merge la service stând de a cumpăra vehicul, fie că este turism sau camion. Dar ca să mergi pe garanție la același dealer care ți-a livrat vehicolul, eu cred că deja dă o notă plus serviciul respectiv. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru...
ce urmează și rezultatele financiare ale anului încheiat. Tot simteu? Vom revizui rezultatele cheie financiare din 2021 și care sunt previziunile și obiectivele noastre în perioada următoare. Fiind o perioadă de mare schimbare, așa cum am povestit în prima parte din introducerea mea, evident că reacția asta nu se întâmplă încă de la revun, e o reacție de perioadă, o reacție care are nevoie de foarte multe schimbare și în interiorul nostru și pentru asta am pus mize 2024. A fost un an, așa cum am spus, de creștere susținută, cifra de afacere din activitățile aici TRAC și aici SN, parte de serviciile de vizare și de consumizare, au atins o cifră de afacere foarte aproape de 90 de milioane de euro, față din cei de 63 de milioane de euro cu care s-a închis anul 2020, adică o creștere de aproximativ 40%. Ce ne bucură este că a fost o creștere foarte sănătoasă, în sensul că rezultatul nostru operațional, așa numit EBITDA, a crescut mai mult decât cifra de afacere. A crescut cu 66% la peste 3 milioane de euro. Și net equity noastră a crescut substanțial cu aproximativ 36%. Rețea propria, așa cum a povestit și Ionel, în 2021 s-a dublat de la 4 unități operaționale la 8 unități operaționale. Prevedem creștere în continuare și ne dorim să avem până pe 2024 14 locații. Și ca numărul de angajați, colectivul a crescut cu aproximativ 25% la 336 de angajați. 2022 e o piață foarte interesantă. E o piață statică, dar nu datorită lipsa de cereri. Eu cred că dacă ar fi suficient numărul de camioane, anul ăsta ar fi văzut, în 2022 s-ar fi văzut performanțele din 2016, adică 7-8.000 de camioane. Dar din păcate trăim într-o vreme în care este lipsa asta de componente, a afectat aproape toată industria de vehicule noi și este practic primul an din viața mea, eu vin camioane de aproximativ 30 de ani, în care nu avem un producător care ne împinge să vindem mai mult, ne luptam producătorul să ne dea mașine care ne trebuie. Și atunci este o piață statică, dar nu datorită lipsa de cereri, datorită lipsa de produse. Și din prisma aceasta, forecast nostru pentru 2022 este marginal sau la acest nivel care a fost 2021. Dar ca fiecare piață statică, este o piață care oferă multiple oportunități de creștere din alte servicii cu valoare adăugată sau din alte activități care nu se fie numai vizare de vehicule noi. Și cum reacționăm noi la acest auto? Dorim să creștem foarte mult din vehicule rulate. Ați văzut planul lui Paul și sunt convins că se îndeplinesc peste 20%. Dorim să creștem foarte mult din segmentul de vehicule de specialitate. Acolo numărul de bucăți nu este foarte important, dar fiind mașini foarte complexe, ne ajută foarte mult să exprimăm din trei flanțe de valoare adăugată ca dealer. Acolo e un șasiu care vine de un producător și sunt 10 componente care se pune peste șasiul ăsta, care vine de încă 10 producători. Atunci lucrul ăsta, de fapt, se face un produs totuși diferit din ceea care fiecare din acest producător ne da. Și, bineînțeles, ne oferă posibilitatea de a mări foarte mult din segmentul de after sales și datorită acestă dublare de numărul de locații în rețea proprie, așa cum am văzut, o să avem accelerare de cifra afacerea after sales de peste 40% în anul acesta. Încercăm să menținem volumul de livrare de vehicule noi, mulțumim foarte mult Fortrac și mulțumim foarte mult Corai, care o să vă asigur că fiind România, țara lui de suflet, în zona care acoperă, vedem că oricând se face un vehicul disponibil în fabrica, PAC la duce la noi și, bineînțeles, mizam foarte mult în aceste acțiuni. Dorim să dezvoltăm serviciile financiare. Eu cred că nu a fost niciun an mai bun decât asta, în care, practic, stăm pe pas la vizarea de vehicule noi pentru a face ceva de nou. Așa cum am și povestit înainte, serviciile financiare se devine nu numai o activitate adițională care am putea face, dar o să devine absolut cheia competitivități și cheia profitabilități. Și când vorbesc de profitabilități, vorbesc de sustenabilitate de termen lung al întreaga activitate noastră de distribuție. Acest proces de digitalizare, eu cred că avem o oportunitate unică, pentru că fiind o industrie foarte tradițională, cea de camioane, cred că nimic e mai mult de brick and mortar decât industria de camioane. Din bine pentru noi, digitalizare nu e considerată un altul
foarte important. Și însă eu cred în mod absolut determinat și convins că digitalizarea duce transparență. Cu transparență vine o accelerație substanțială din tot procesul de design și ne permite niște tool-uri pentru o comunicare extrem de eficientă cu toți persoane implicate. Și aici nu vorbesc numai de angajații noștri, să știe unde se află produsele lor și ce se întâmplă. Vorbesc de clienți, vorbesc de furnizori, vorbesc de bancile. Eu cred că un sistem transparent e mai eficient, chiar dacă este mai dificil. Când ai un sistem transparent, se vede tot și când spun tot, se vede și ce nu merge. Dar cred că prin prisma această transparență, o să învățăm cu toți că calitate e chiar în detaliile. Și neavând camere ascunse fără lumină în care putem să punem probleme, eu zic că poate că o să ne facem de rest la început, pentru că nu chiar toate merge bine nici la noi, dar o să fim stimulați de clienții noștri, de furnizorii noștri, de băncile noastre, să facem mai bine. Și asta e viziunea. Vizarea de vehicule noi, care de fapt, acum 5 ani, reprezenta esența existenței noastre și mare majoritate imagine generate din business nostru, de fapt devine numai o rotiță care activează serviciile aferente, servicii la valoare adăugată date noi, care sunt vizare de vehicule rulate, vizare de vehicule specialitate și after sales. Și la aceste rotițe, la acest sistemul de training, servicii financiare o să adaugă velocitate, o să ne permite să realiza acest proces în un mod mult mai rapid. Mai rapid în industria noastră se înseamnă și mai competitiv, pentru că evident că dacă eu, până când competitorul meu a dus oferta, eu am deja livrat camionul, evident că sunt într-o poziție de vantaj competitiv extrem de ridicat. Și tot procesul acesta, cu digitalizare, este amplificat, devine transparent, devine eficient, devine corect și în sensul acesta, cheia din viziunea noastră este servicii finanțare pentru a putea crește și accelera ritmul de design și digitalizare pentru a face un sistem extrem de agil, fiind transparent și foarte agil, adică imediat se sizezi probleme și imediat poți să te corectezi și rezilient. 2022, în ciuda acesta piața statică, prevedem o creștere de la 88 milioane de euro de cifra afacere la 95 milioane de euro de cifra afacere și ne propunem 140 de milioane de euro până pe 2024. Aici mă refer, bineînțeles, numai la activitate comerciale, activitate de trading. Activitatele financiare, încă nu am făcut o stimă de cât pot să adaugă, dar bineînțeles, avem și acolo margini destul de ambițioase. Și dorim, tot din activitatea noastră de trading, să ridicăm EBITDA până la peste 6 milioane de euro. Fiind un sistem care generează activitate de credit, vom fi și un sistem care generează activitate de financiare. Obiectivul nostru în 2021 a fost abia un început și aproximativ 15% din vizarele noastre au fost intermediate financiare de noi. În 2022 ne propunem să ridicăm acest 15% până la peste 25% și obiectivul în 2024 este să facem practic un sistem închis. 75% din toată activitatea de trading trebuie să devine intermediată de noi și din punct de vedere financiar. Exact pentru a realiza schema care v-am arătat înainte. Acest servicii de sales finance care pot să adaugă cel mai puțin 50% din marginea noastră. Dorim să extindem rețea de service proprii de la 10 la 14 de locație și cred că o să creștem și ca numărul de angajați. Anul acesta o să existe o creștere substanțială față din anul trecut prin prisma achizițiilor cele noi puncte de lucru. O să ajungem la 380 de angajați și prevedem aproximativ 450 de angajați până pe 2024. Pentru a da o viziune cât mai completă despre unde privim, un colega nou merită un aplauz. Merită un aplauz pentru că, în ciuda faptului că a intrat în echipa noastră abia din primul trimestru din anul 2021, a dovedit un valor adăugat destul de important. Este Robert Martei, este responsabil din strategia al grupului CFI
și responsabil direct și pentru toată activitatea de sales finance pe care ne așteptam 50% de marjă până pe 2024. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc de încredere, Stefano! Bună ziua, doamnelor, domnilor! Așa cum spunea și Stefano, eu sunt bebelușul echipei de management, am doar un an, în cadrul grupului CEFIN. Vin cu o experiență de aproape 19 ani în zona financiară. Zona financiară însemnând coordonarea diferite segmente în bănci, leasing, leasing financiar, leasing operațional. S-a vorbit până acum foarte mult despre vehicule, cum este și normal, suntem un vânzător de vehicule. Niciun vehicul nu poate funcționa fără combustibil. Niciun business nu poate funcționa fără finanțare. Și așa cum sunt sigur că tot este de acord, sunt foarte puține afaceri care să fie mai legate de zona de finanțare decât zona de automotive. Ăsta este motivul pentru care am dezvoltat această zonă de sales finance și ceea ce urmează să vă spunem cum o abordăm. Pentru a atinge acele cifre extrem de ambițioase, sunt trei direcții principale prin care să putem înainta. Prima, cea despre care am povestit, startup-ul, în zona de sales finance, pe care am lansat-o în cursul lui anului trecut, accelerând în ultima parte a anului 2021, să o ducem la maturitate. Totul să se întâmple de o manieră digitală și serviciile financiare, ca parte componentă importantă a business-ului principal, să reprezinte vârful de lance în digitalizare. Digitalizarea, practic, fiind cuvântul pe care îl folosim foarte des în toate activitățile noastre. Creșterea foarte ambițioasă ne dorim să vină în principiu bazându-se pe digitalizare. Creșterea business-ului nostru poate să aibă mai multe paliere. Ceea ce am făcut în serviciile financiare în 2021. Le punem la realizări, chiar dacă poate pentru unele dintre ele cifrele par încă mici. Am ajuns să integrăm toate relațiile cu toate companiile de leasing existente în piață. Și nu doar că am făcut cadrul, dar l-am și folosit pentru ultimele luni ale anului 2021, când am reușit să intermediem vânzarea 80 și finanțarea 80 de bunuri dintre cele pe care noi le-am vândut. Procesul de digitalizare, nu doar în zona teoretică, dar și în zona foarte concretă, l-am început și suntem în proces aproape final de a lansa o aplicație care va gestiona aceste servicii. În zona de închiriere, camioane noi, închiriere cu servicii incluse, asta însemnând un proces cu care sunteți poate obișnuiți în zona de autoturisme, leasing operațional, pentru un client care își dorește să utilizeze un bun, îl poate avea la o rată fixă pe întreaga durată a contractului și fără ca nimica să nu-l surprindă din punct de vedere financiar. Avem 40 de unități în test. Test însemnând faptul că avem un număr relativ limitat de clienți și împreună cu ei învățăm cum să facem lucrurile și mai bine. Însă, chiar și având acest portofoliu relativ limitat, este clar că există interes, există o dorință foarte mare pentru a extinde această zonă de business. Plata în rate este o modalitate prin care nu ne dorim să înlocuim serviciile de finanțare clasică, nu ne dorim să fim un competitor al unei bănci sau al unei companii de leasing, ci ne dorim să fim un facilitator pentru un client, care din diferite motive, în esență, care au legătură cu valoarea relativ mică de achiziția unui bun, își dorește o modalitate flexibilă, rapidă să intre în posesia lui. Tot în cursul anului 2021 am lansat și brandul sub care toate aceste servicii financiare se vor desfășura, adică Financial Services, care respectă, sigur, încadrarea în imaginea grupului și care va fi brand sub care serviciile financiare vor crește, se vor dezvolta. Care e motivul pentru care facem acest lucru? Pentru faptul că vrem să schimbăm, vrem să îmbunătățim semnificativ experiența de achiziție pe care un client o are atunci când își dorește un bun. După cum sunt sigur că știți, nimeni nu se duce să cumpere un camion pentru că are nevoie pentru camionul în sine. Are nevoie de acel bun
pentru un business semnificativ mai complex, este partea unui lanț de aprovizionare sau are legătură cu un contract pe care l-are de deservit. Am pus cap la cap experiența noastră din zona de automotive, suntem de peste 25 de ani în această industrie, experiența în zona de finanțare și un ingredient despre care am tot vorbit, respectiv digitalizarea. Punând aceste trei ingrediente, suntem convinși că fiecare dintre pașii pe care facem în direcția de a digitaliza procesul de finanțare, procesul de achiziție a unui bun care are în spate o finanțare, se va transforma într-o experiență semnificativ mai plăcută pentru clienții noștri. Ce înseamnă servicii financiare? Înseamnă închirierea cu servicii incluse. Bunurile pe care le avem sunt vehicule specializate, ceea ce face cu atât mai interesant această propunere de finanțare. Vânzările cu plata în rate, în principiu, așa cum spuneam, se referă la vehiculele rulate. Intermediere pentru finanțările în leasing. Asta înseamnă că pentru acele tranzacții în care clienții noștri doresc o finanțare și vasi majoritatea finanțărilor, de fapt, sunt tranzacții de leasing, suntem alături de ei pentru a le oferi consultanță. Avem o echipă mică, dar extrem de inimoasă în spate care ne susține. Le oferim posibilitatea să aibă acces la cea mai bună soluție de finanțare, într-un sens. În sensul celălalt, în relație cu partenerii financiari, traducem într-un limbaj financiar mai facil de aprobat și de integrat și pentru companiile de leasing, solicitarea clientului, finanțare directă și vânzările cu plata în rate și serviciile, chirierea cu servicii incluse, presupun că în mijlocul întregului proces se află echipa de servicii financiare care procesează datele, atât cele existente la client, cât și o mulțime de date disponibile în piață, date de natură financiară sau care vorbesc despre comportamentul respectivului client. Le analizăm și le aprobăm într-un mod foarte flexibil și rapid. Evident, în spatele acestui proces există o modalitate de refinanțare. Sumele și nivelul de business, cu cât crește mai mult, cu atât necesarul de finanțare este mai important. Către clientul final ne întoarcem cu vânzările, plata în rate sau închirierea cu servicii incluse. Intermedierea pentru finanțările în leasing înseamnă, așa cum am anticipat un pic mai departe, facem colectarea într-un mod automatizat și a tuturor informațiilor disponibile în piață. Încercăm să-i facem viața cât mai ușoară clientului în momentul în care completează datele și documentele specifice unei finanțări. Intenția noastră este ca atunci când ajung lucrurile către o companie de leasing dintre partenerii noștri, să facem un profiling al clientului, adică deja să fie foarte clar, atât pentru compania de leasing, pentru a ușura procesul de luare al deciziei, cât și pentru fiecare dintre vânzători, atunci când are în față un client, să își dea seama de potențialul respectivului client, cât de mare este oportunitatea despre care vorbește clientul respectiv. Lucrăm, dacă ne referim la zona de partener, practic întreaga viață de leasing și lucrăm, așa cum deja am spus mai devreme, nu într-o postură de competitor, ci într-o postură de colaborator, integrator al serviciilor pe care ei le oferă. Și este clar că avem nevoie, sunt un motor important al dezvoltării și le mulțumim pentru faptul că sunt alături de noi și alături de clienții noștri. În ce se vor translata aceste lucruri? Dacă pentru 2022 ne așteptăm ca 25% din vânzările noastre să fie intermediate, să fie parte a fluxului de servicii financiare, la orizontul anului 2024, ținta noastră este semnificativ mai ambițioasă. Avem un sfert, vom ajunge să avem 3 sferturi într-un interval de mai puțin de 3 ani. Este o ambiție semnificativă, dar suntem optimiști în ideea faptului că avem abordarea potrivită și suntem partea unei echipe care își cunoaște foarte bine activitatea de zi cu zi. A doua direcție, dacă prima era despre servicii financiare, a doua era despre faptul că ne dorim să facem lucruri pe nu doar de dragul folosirii unor termeni
foarte avansați sau în termen de la modă. Atunci când vorbești despre creștere, creșterea nu poate să aibă loc decât prin faptul că faci un lucru mai bine sau că extinzi semnificativ resursele implicate. Noi vrem să o facem într-un mod smart, care să ne permită ca orice decizie să fie nu doar mai rapidă, dar și semnificativ mai plăcută pentru toate părțile implicate. Sistemele care deservez zona de servicii financiare sunt și vor fi și mai interconectate cu acele sisteme care gestionează activitatea comercială internă. De asemenea, cum sunt conectate și cu toate sursele disponibile de servicii financiare, astfel încât în momentul în care avem în față un client, un vânzător are în față un client, să poată să aibă acces prin aplicații care returnează instantaneu informații, la cât mai multe detalii despre respectivul client. Acest lucru va ușura semnificativ procesul de vânzare și va fi un avantaj semnificativ pe care vrem să-l acordăm forței noastre de vânzări. Această zonă de digitalizare sigur va acoperi nu doar partea de început, partea de vânzare, dar și partea de administrare, de aprobare, ulterior de administrare a serviciilor financiare pe care fie le gestionăm intern, fie le integrăm în relație cu principalii parteneri. Lucru foarte important este faptul că în această structură reușim să controlăm și să aducem valoare adăugată, cum spuneam, și părților de cel două părți care ajung prin intermediul nostru să semneze un contract, clienții, respectiv finanțatorii. Extinderea afacerii noastre, extinderea va avea două direcții principale. Una care are legătură cu extinderea rețelei, extindere care se întâmplă în mod natural în funcție de creșterea necesarului, a gradului de încărcare în diferite zone și care urmează ținta deja menționată în care un utilizator de camioane Ford să aibă un service într-o proximitate mai mult decât rezonabilă. Cât și de produse noi, complementare pe care să le punem alături de cele pe care le avem deja în ofertă. O sumă importantă pe care o avem bugetată pentru a susține aceste dezvoltări potențiale, aceste oportunități în care vrem să mergem. Și suntem deschiși, practic, ambelor variante. Fie că vorbim de o creștere organică pe platforma existentă în momentul ăsta, fie că vorbim de parteneriate sau achiziții în măsura în care apar oportunități. Strategia noastră până în 2024 este una ambițioasă, dar suntem convinși că este în același timp și realizabilă. Avem șansa unei echipe minunate și, dincolo de acest lucru, punem două ingrediente care nu mai sunt secrete, dar care prezintă cheia pentru a atinge acele rezultate. Digitalizare și accelerarea în zona de servicii cu valoare adăugată, în avangardă fiind serviciile financiare. Mulțumim!